Uite, Ștefan, uite ce floare frumoasă, îți place ea, floare. Uite, da, nu e roșie, e culoarea, ce? Pe, nu, dar floarea asta ce? Ce s-a întâmplat, Oana? Uite, un cățel! Ce? Unde? Uite! Mă, oh, what? Uite, cățu! Uite, dă-te, bă, Ștefane, că nu văd cățelul! Bă, nu bă, bă, da, e cățu! Cred că trebuie să tăiem iarba asta pe aici. Da, adevărat, este foarte mare. Cuțu, fuge, cuțu! Ce face cuțu? Uite, cuțu, cuțu! Bă, de ce mă puteți? Bă, mă, să văd ce adăpă un copac, cred că am eu pe aici zgardă. A, ok. Cuțu! Mă, uite ce drăguțică, tu încearcă să fugă, uite-l! Oana, Oana, poți să-l faci al tău? Mă, ce? Ce? Ai auzit? Ce? A fost Ștefan, mă, ce-i ăsta? Mă, ce-i ăsta? Uitați un șarpe! Oh, nu. Nu, 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 Jake, el, Jake, el! Mi-e frică, nu, mi-e frică de el, mi-e frică de el. Stai, nu, stai puțin. Oana, dar unde-i Ștefan? Unde-i Ștefan? Ștefan! Oana? Mă, ce-a făcut, ce-a făcut cu Ștefan? Au, eu sunt, bă! Mă, ce? Mă, ce? Mă, ce? Să știi! Ce-ai făcut, mă, de ce-i șerpălău? Nu știu, m-am mușcat ceva. Mă, ce? Doamne, uitați-vă la el, e șarpe, uite cum dă din codiță! Doamne! Hai, fornica, când șarpe! Doamne! Acum chiar nu mai mi-e frică! Eu sincer nu înțeleg, adică, de ce e așa de mic, adică de la o gorilă gigantică la un șerpălău micuț? Mă, ce? Ștefan! Păi da! Ia zi, e șerpălău, Ștefan, îți place fărucica asta, ia zi, că e șerpi! Păi, dar ce mănâncă șerpi? A, de fapt, cred că... Nu, oh, nu. Pe tine! Oana, ia câinele deoparte! Băi! O să mă ce câinele! Băi, nu, cățelul și-o... Fugi, Oana, fugi cu câinele, fugi! Oana, fii nu-mi repede! Oana, ce facem? Lasă-mi cățelul în pace! Nu știu, mi-e frică rău! Da, chiar, cred că e vina noastră, Oana, că l-a chiar iarba de pe aici și s-au adunat numai șerpi pe acolo! Da, dar nu vă ocupați de nimic! Mamă! Păi tu trebuie să... Păi, dar eu, Ștefan! Cristinel trebuie să se ocupe! Deci, Ștefan trebuia. E vina lui Ștefan, că din cauza el e primarul. Că el trebuia să ocupe. Da. Da, Ștefan, o meriți, o meriți. Ce? Bă, nu mă mușca, pleacă de aici. Mușcă. Bă, lasă-mă, nu. Eu nu mă încoace. Mușcă. Păi cum adică să-l muște? Să las cățelușul aici cu ceilalți. Pleacă, mă. Băi, Ștefan, calmează-te, înțeleg că e șarpe, dar calmează-te. Te mușc pe tine. Nu mă mușca pe mine, nu. Poți să-l mușc pe Cristina, nu pe mine. Bă. Ștefane. Deci nu știu, deci oare dacă ne mușcă, ne transformăm și noi în șerpi, deci chiar nu. Să fii iară om și tu vrei să mă muști? Vreau să fii și tu. Da. Mă, ce? Opa. Te-a mușcat, ia. Bă, l-am mușcat. Ia. O, da, am, frate. Ce? Șerpule. Vai, nu, doi șerpi acum. Oana. Am, frate. Nu. Bă, dar codița mea nu se mișcă. Vreau și să se miște codița mea. Vai, nu. De la tine. Eu sunt. Cum te de la mine? De la șobolanii aia, de la tine din casă. Șobolanii mei? Dar nu șobolanii mei. Da. Tu i-ai adus. E, nu. Cristinel i-a adus. Eu i-am adus? Băi, nu mai știu care-i Jiggy și care-i Ștefan. Păi hai să-ți arăt eu, vrei să te mușc? Nu. Lasă. Bă, Ștefane, de ce m-ai transformat în șarpe? Nu te mai suport, de ce m-ai transformat în șarpe? Zi, de ce m-ai transformat în șarpe? Zi, de ce m-ai transformat în șarpe? Ca să fii și tu. Dar de ce să fiu și eu, ce am făcut greșit? Oana. Păi n-ai greșit nimic. Oana, o să te mușc. Nu! Dar de ce să mă mușc pe mine? Ce-am făcut? Oana, trebuie să găsim o modalitate să ne revii pe amândoi ca și cum că nu face să fiu șarpe. Adică, ce pot să fac? Ideea este că pot să fac o chestie, adică să fac asta, să mușc. Te-am mușcat! Te-am mușcat, ești al meu! E curios, Oana, eu nu cred că pot să-l transform pe el, adică cred că mușcătura mea nu funcționează sau ceva? Nu știu, ar fi bine să nu funcționeze. Păi atunci nu se mai poți să mai mușc pe tine, dar uite ce Nu ești drăguț deloc. Bă, ce vrei, bă, din cauza ta am devenit așa. Da, Ștefan, e numai vina ta. Păi găsește un antidot acum, unde-i Cristinel? Păi nu știu eu un antidot. Cristinel?
Ești bine, Cristinel? Mă, ce? Mă, ce? Ce ai făcut? Ce ai ghi? Mușcătura ta e mult mai rea. Capete! Oh, na. Ce e ăsta? Ai de capul meu! Păi ce să ne mai mușcă, suntem șarpe! Oameni! De capul meu! E frică! Ideea este, Fare, că până la urmă trebuie să rămână cineva să ne ajute să devenim înapoi, așa că, Oana, îmi găsești și tu un antidot pentru noi, că uite, suntem mici șerpălăși. Da. Te vrei să te mușcăm? Nu, 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 nu vreau, nu, 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 sunt bine, mulțumesc, nu, nu, nu. Vino cu să te mușc. Caută un antidot, Oana. O să-l caut, o să-l caut, o să-l caut. Ia veniți în coa, șerpălăilor. Aoleu. Veniți în coa, veniți în coa. Deci am auzit că... Parcă știu că avea Ștefan un local cu antidoturi, nu știu ce a făcut el, l-a făcut pe Jake acum ceva timp. A transformat în creeper. Parcă. Așa că o să caut pe aici, poate găsești ceva. A few moments later. Ok, cred că am făcut ceva, nu știu sigur dacă o să funcționeze, dar măcar încercăm. Dar ce se aude? Ce se întâmplă aici? Lasă-mă, lasă-mă, dă! Băi! Am urmat un șarpe, din cauza ta sunt șarpe! Gata, calmați-vă! Calmați-vă, băiți, am găsit ceva, ok? Ai găsit un... Adică am încercat să fac ceva, sper să funcționeze. E o poțiune! Păi și poțiunea aia cu ce să ne ajute pe noi? Păi ar trebui să reveniți înapoi oameni. Sper. Da? Păi bine, nu mă deranjează. Ok, hai să vedem. Mă, ce face? Mi-a dat poțiunea! Ia că am luat-o! E cu beau, ce se întâmplă, oare? Vai nu. What? Bă! Oana? Oana? Bine că am făcut doar una. Nu poți să ieși din casa mea. Da, cred că e bine să stai acolo. Vai. Tata șarpe Jake. Bă. Nu poți să ieși din casă. Ajutor. Spargeți casa că nu poți să ieși. Vai, din nu. Casă prea mare. Da, o să mă duc să caut altceva. Ai de capul meu. Sparge toată casa. Băi, ce am făcut? Oh my god. Da, trebuie să caut altă poțiune prin chestiile lui Ștefan, habar n-am ce avea pe aici. Ok, am încercat să fac altceva acum. Să vedem cum reacționează ceilalți la ea. Oare unde s-au dus? Mă, ce, Jake? Au ieșit prin spate! Bă. Spatele tuturor șerpilor. Oana. Aici era. Ce ai făcut mai mare? A scăpat, Doamne. Nu. Dar n-am știut. Din cauza ta suntem toți șerpi. Uite, dar n-am știut ce fac, ok? Șerpi, uite. Păi, Oana, tu cumva spune-ne adevărul, te rog, Oana, uite, pentru că uite în ochii mei de șarpe. Uite-te și spune-mi adevărul, ok? Spune-mi adevărul. Okay. Cumva șarpele la care l-a mușcat pe domnul Ștefan a fost pus de tine? Poate? Deci, Oana... Nu, ascultă-mă, Jake. Vrei să la tine? Nu. Păi de ce? În cauza ei suntem șerpi. Dar nu-i adevărat. Mă jucam și eu prin chestiile lui Ștefan și nu știu ce am pus prin iarba aia acolo. Ce? Păi și cum adică, dar ce era? Era un șarpe la fel ca noi sau era mai urât sau mai... Habar n-am, nu știu. Nu știu, era unul foarte mare. Mă, ce? Doamne, bă, da, dar... Cristel, taci că te muși și devii, o să ai 10 capete dacă te muși chiar. Nu știu, mă, întrebare, asta o să facă mai rău? Bă, pleacă, mă, ce? Nu, parcă nu sunt pregătit, sincer, eu nu sunt... Mă, de ce e Cristel mai mare? Mă, ce? Dar n-am făcut nimic eu. Păi să te mor acum. Ce? Eu n-am făcut asta. Bătălia șerpilor. Ia să-ți așa puțin, că cred că urmează bătălia șerpilor, Băleu! Băi! Șerpi nebun! Ia, Oana, ai, Oana, te rog salvează, da, cred că e timpul să... Te rog salvează-ne! Uite, Ștefan, ce mic e pe lângă voi! Te rog, bebe șerpe, te la el, săracu! Ok, hai să vedem! Hai, Oana, te rog salvează-ne, haide! Ia, ce face aia? Mă, ce? Bă! Mă, păi, stai! N-a credeai de mine. Nu mi-a făcut nimica. Dar nici mie nu mi-a făcut nimica.
Oana, nu mai are încă una. No, no, eu și ceva, Oana. Mă, ce? What? Iar a dat un... Tu, oameni, a devenit... Ștefan, e bebe! Vai, nu pot să cred. Mă, ce? Mă, ce? Mă, ce se întâmplă? Mamă, cât de mare ești, Ștefan! Uai, mi se face rău. Dar uite că pe crizele... Mă, ce? Mă, ce? Ok, nu e ok, nu e ok, nu e ok. Nu trebuie să vă reveniți. Oh, nu. Ce mi-ai făcut, mă? Aoleu, aoleu, aoleu. Sunt și mai mare acum. Mă, ce e ăsta atât de mare? Păi dacă a dat cu 1000. Nu, eu cred că mă urc într-un copac. Și pe ăsta la altul. Bă, ce? Doamne, cât de mare e. Să știi că, ce? Efectiv, și-ar stai cât de tine. Te poate mânca în 2 secunde, să știi dacă le enervezi. Nu, 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 nu. Aici rămân. Vreau să vă dovedesc că voi sunteți cei mai mari șerpi și pot să vă bat pe amândoi. Aveți tu să vă bateți, să ne batem cu mușcăturile. Ia veniți în coa. Băi, se bat șerpii. Avem o mică arenă în spatele ursulețului ăluia. Dar arena asta nu a fost făcută pentru bătaie, dar ok. Ce? Nu pot intra. Tu, uite că eu pot. Ați pierdut din prima voi. Și nu poate să intre ring. Ajută-i, ajută-i, Oana, ajută-i, așa, așa, așa. Gata. Vai de mine. Și fiți atenți, stați toți, cu toți într-un colț și o să vreau să ne batem, ați înțeles? Vreau să ne batem cu pumnii. Sunt curios care o să reziste. Deci dacă vă bate Jakey... Păi o să-i bat, vrei să vezi, Oana? Nu pot să cred. Pariu că-i bat, deci dacă-i bat, îmi dai 5.000 de năsoși, ok? Oh my god, ok, ok. Hai, închide ringul, închide ringul. Hai, 3, 2, 1, start! Oh nu, mamă, Jakey! Mamă, Jakey agresiv! Bă, dar care, bă, care Jakey? Ce contează, bătaie? Dă-i! Mamă, Jakey! Bă, care mă, care? Hai că mai văd ceva. Oh, bă, mamă, l-a aruncat afară din ring! Nu mai, gata, descalificat! A fost scos, exact, da, da, da! Păi nu contează, nu contează, descalificat! Vai, 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 nu, descalificat, gata! Cristinel, Cristinel și... Nu, eu să fiu șarpul suprem! Papa, Cristinel și... Bă, dar nu... Nu pot să te cred. Bă! L-a scos din Oana. Mă, ce? Nu e adevărat. Oana, am tras. Păi nu, Ștefan a tras. Ștefan a tras. Oana, pot să jur. Uite, vezi? Ștefan! Ștefan! Ștefan a tras. Oana, serios, eu am câștigat. Ștefan, mă supăra că folosesc asta. Bă, nu. Mă, sără cu Ștefan. Na. Mă, ce? Na. Bă. Și m-a devenit și mai mare sau ce s-a întâmplat? A fost bebe pentru o secundă și acum e mai mare. Mamă, cât de Doamne. Mare. Doamne. Bă, ai pierdut. Ești nele nervos? Trebuie să-mi dai 40.000 de năsoși. Că ai pierdut, că ești un nobi. Și ce faci, mă, cu năsoși? Deci nu pot să cred că m-a bătut pe amândoi. Păi... A trișat, da. O să rămâi așa. Nu știu, Fan, tu ai tras. Am trișat, este mă, că m-a dus să... M-a dus să împrăști pe patul Ștefan ăsta așa puțin. Bă. M-a dus să arunc cu venin pe patul tău, Ștefan. Mamă, Ștefan. Ia stai, mă, ce mă muști tu? Ce îmi faci dacă mă muști? Pleacă, bă, de aici. În primul rând n-ai cum să-i duci pe acasă. Nu, nu mă mușcați pe mine. Lăsați-o pe Oana. Altfel o să rămânem toți așa. Eu îmi scot Oana. Bă, oricum ai făcut doar mai mare, adică nu știu ce. Uite, nici nu pot intra, măcar pot să mă duc pe valoare. Nu poți intra în propria ta casă, mai nu poți să cred. Nu poți să intru în intra? Casă, Oana, deci... spune-mi, hai, vină cu a. Okay. Vreau, te rog, plecați de aici, că vreau să facem ceva, plecați de aici. Oana, fii atentă. Hai undeva unde eu pot intra și ei nu pot intra, pentru că vreau să-mi dai un antidot pe care să nu-l dau și lor. Hai la ursuleț, hai la ursuleț. Toată viața. Hai la ursuleț, ok, hai la ursuleț. Deci... Ai cumva antidotul corect? Pentru că mă îndoiesc că dacă ai făcut șarpele ăla, tu 100% ai un antidot bun. Da, monul. Serios? Da. Ce bine e. Ia, aruncă pe mine și să devină înapoi. Okay. Eu nu mai vreau să mai fi șarpălău. Haide, ia. Oh, nu. Mă, ce? Jakey! What? A funcționat! Oana, a funcționat! Și acum ce facem? Atentă, Oana! Și să le zic, mă, după lângă ei și pur și simplu o să râd de aici, ziceai să râdem de ei și zicem că antidotul a fost unul singur, nu mai există antidot. Da, stai puțin că... Stai că ideea e că...
Bă, nu, trebuie să facem ceva, Oana, și fii atentă că am o idee. Ce idee? Ia, deschide-mi aici la ursuleț și lasă-mă să intru puțin și mă scoți când sunt pregătit, ok? Ok. Oare ce plan are Jakey? Bă, da, adevărul că mai am încă 3. Oana, fii atentă, sunt gata, scoate-mă de aici, ia uite! Mă, ce? Ce ți-ai... Armură de miere, uite, pentru că șerpilor nu le place mierea, deci nu o să mă poasne mai moște. Și să putem să mergem să facem mișto de ei, să râdem de ei non-stop, ce zici de asta? Ok, cred. Cam lipicios. Ia, îți place ce părere ai de armura făcută de mine din miere? Da. Ce, e lipicioasă? Ai că nu-i problemă că e lipicioasă un pic, că n-are treabă, acum asta este. Ia, unde ori fi? Uite că sunt pe balconul lui Ștefan acolo, dar uite cum stau ca șerbi acolo, vezi din tot ora și ești tu la ei. Hai, hai să râdem de ei. Pregătită să râdem de ei? Da. Mamă, de-abia aștept. Oamne, cum stau. Măi, ce face șerpilor? Salutare! Ce faceți? Ce faceți, mă, șerpilor? Mă, ce? Nu-l muști, n-ai cum să-l muști. Ideea este că n-aveți cum să ne mușcați, pentru că suntem, de fapt, mierea e imună la chestia voastră, la primul al vostru. Păi ce faci la mine acasă? Că nici măcar n-ai cum să intri în casa mea, nubule. Ia uite la el, mă, șerpălăule. Mă, tu cu trei capete, mă, poți să mă mușc cât vrei, că nici măcar nu mă atingi. Ștefan, unde te-ai, Ștefan? Stai, Ștefan. Mă, ce faci ăsta? Ce faci? Mă, ce? Bă! E ilegal așa ceva! What? Mă, ce? Oana, tu-l vezi? Ai de capul meu! Păi tu vezi că nici măcar nu știe să conducă! Băi, Ștefan, ai intrat în gardul lui Jakey! Dă-te jos! Stai că mă coboară, mă, din mașina mea, dă-te jos din mașină! Doamne, ferește! Bă, ce mi-ai făcut aici? Uite-te și tu la el s-a urcat pe mașină! Bă, Oana, fii atentă! Deci m-am gândit așa, felul următor, șerpălău Crisnel și șerpălău Ștefan. O să rămâneți șerpi pentru toată viața, pentru că a fost un singur antidot și acel antidot a fost dat pe mine. Și eu acum sunt singurul care mi-am revenit. Stai liniștit că casa mea e anti-gloanțe. Oamne, Ștefane, ce încerci degeaba. Bă, șarpe ce ești, bă, șarpe ce ești. Ștefane, hai să-l mușcăm până aici, să sparge armura. Păi n-aveți ce să-mi faceți, n-aveți ce să-mi faceți. Nu se sparge, păi de miere. Miere lipicioasă, nu se sparge niciodată. Degeaba, încercați. Efectiv e permanent armura asta și nu o să mă transfers niciodată. Ia dă-o puțin jos. Câinele nu e acolo, l-am dus într-un loc secret. Oana? L-ai dus într-un loc secret, da, bravo, da, da. bravo. Mamă, deci fii atentă, Oana, eu chiar zic... Păi și ce crezi, mă, că ăștia sunt câini înghețați și că poți tu să-i muști pe ăștia? Nici măcar nu poți să intri în curtea mea, ba să-i muști. Mă, ce? Ce-ai făcut? Mă, ce? Cred că ți-am mușcat cățelușii. Mă, mare și pisici. Pleacă tu de lângă câinii mei. Stai, Oana, am o idee. Am o idee. Nu. Dacă dai muș. Lasă-mi câinii în pace. Sus are pisici, bă. Băi, lasă pisicile. Păi și cum intri tu sus aici? Cum intri? Ia uite. Doamne, sare șerpălău pe trambul. Dacă mă enervați, vă transformă și-o bolan. Mă, ce? Doamne, da. Oana cumva este doctorul nebun? Oana, tu ești doctorul nebun? Nu, cum să fie doctorul nebun, doamne? Păi și atunci cum faci tu chestii d-astea? Adică mi-ai făcut șerpi pe toți, mă rog, l-ai făcut pe Ștefan șarpe și din cauza lui am devenit toți șarpe. Păi m-am jucat prin laboratorul lui Ștefan. Mănânc toate animalele. Nu mănânci nimic. Bă, dar stai puțin ăsta, a devenit mai mic sau nu se pare mie? A, nu, e tot la fel de mare. Ia pleacă, mă, ia du-te mă jos acolo. Nu vreau să plecați, mă, șerpilor. Fără șerpi sus, fără șerpi. Doar aici, doar oameni reali, fără animale de companie sus aici. Băi, lăsați câinii în pace. Lăsați, bă, câinii în pace. Bă, lăsați, mă, câinii, n-auziți? Pleacă, mă, plecați, mă, de pe plotul, Oana, ia plecați. Hai, hai, dispăreți fără șerpi. Hai. M-am ascuns arma, ia. Hai să facem o dezinfecție de șobolani, dacă știi ce zic, adică de șerpălăi. Ia stai așa puțin. Unde suntem? Ia vină, mă, ia trage mânii. Bub, ia uite, s-a dus șerpălăul Crisnel. Unde mai fugea? Unde mai fugea? Ia vină, încoace, hai. Unde mai fugi? Te-am prins. Ce să văd eu, că nu o să mai poți să mai faci absolut nimic. Oana, fii atentă. Și ce vreau, mai dă o poțină de aia să-l faci și mai mare, ca să nu mai poți să mai stai nici în oraș, ce zici?
Ia uite, du-te, hai să-l prindem, hai să-l... Mă, mă, ce? Ce face ăla? Doamne, stă pe casa lui Fonzo, mi-e cam frică sincer de ea. Oana, aruncă pe sapel, aruncă repede, 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 aruncă, 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 aruncă. Bravo! Bă, ce, bă, ce ai făcut? Cred că am luat poțiunea greșită? Mă, ce poțiune ai dat? Mă, ce? Eu cade, cade și... Doamne! Mă, ce-a făcut, mă? Ce s-a întâmplat, mă, cu șarpele Ștefan? Ce-a făcut, mă? Doamne, doamne... Deci da, nu o să mai joc pe la Ștefan. Da, cred că Oana n-ai voie în laboratorul meu, să știi, adică da. O să ai interdicție în laboratoarele tuturor cetățenilor de oraș, pentru că, da, adică e bine totuși că eu nu mai sunt șarpe, exact, da. Ca asta cu trei capete de aici. Mă, ce? Ăsta e la primar aici? Ce facem, că l-am auzit? Ștefan? Mă, ce face Jakey rău? Voi îl vedeți pe Jakey rău? E în cupola de diamant. Ia uite-l, mă, s-a făcut una cu cupul, vedeți de când a stat aici atât de mult. Hei, Ștefan? Săracu. Unde-i, mă, Ștefan? Acum a intrat aici. Mă, e pe aici, e Ștefan. Ștefan, unde ești? Ștefan, unde ești, mă? Nu-n cap. Doamne, nu-n cap pe ăsta, bă. Unde-i, mă, Ștefan, oare? A, uite-l, uite-l pe Ștefan. Ștefan, uite-l. Ce faci aici? Mă, Ștefane, ce face? Bă, vrea să-l elibereze pe Jakey! Bă, pleacă-mă de aici! Nu contează! Nu le... Oana, dă-le și lor antidotul, dă-le și lor antidotul! Haide! Dă-le, dă-le, că ăștia-s nebun și o să-l elibereze pe Jakey rău, așa, bravo! Bravo! Ha, a funcționat. Ia, uite. Bă, unde sunt? Unde pleci? Unde? Mă, ce se întâmplă? Care a tras în mine așa? Cristinel? Cristinel? Ce? De ce-i tras în mine? Nu, eu n-am tras, Oana a tras, la am văzut. Eu? Bă, ce? Bă, Oana, mai Cristinel. Mă, Oana! Vine taxa mai mare la Jakey pentru asta. Mă, ce? Ce, bă? A, bă! Ia mă, așa, ia mă, așa, na, na, oh, nu. Na, ia uite, ia spart din casă, bă, unde te duci, Unde te duci, mă, ce faci aici? Ce faci? Ce vrei să... Bă, lasă mașina, lasă mașina, dă-te jos. Dă-te jos, mașina. Nu. A furat mașina. Mi-a furat mașina, Oana. Și ce e primar? Și care este că cred că o să te las în laboratorul meu să-l transform în altceva mai mult decât în șarpe. Este.